Știm cu toții stadiul îngrijorător în care se află mediul înconjurător în prezent, ca urmare a acțiunilor noastre. Atenție! Natura are capacitatea de a se autoregenera și de cele mai multe ori ne oferă în mod gratuit uneltele prin care o putem ajuta. Noi, din dorința de confort și prosperitate, defrișăm fără să plantăm, consumăm energie excesiv, exploatăm solul necontrolat, introducem specii noi adaptate mediului actual într-un mod forțat, nenatural, poluăm din greșeală. Acestea sunt câteva din acțiunile nesăbuite care duc la modificările climatice la nivel global. În acest context, se recomandă încetarea utilizării la scară largă a substanțelor chimice în soluționarea problemelor ecologice, având în vedere că beneficiile aduse de acestea sunt adesea de durată prea scurtă față de efectele secundare care pot interveni, determinând astfel scăderea rentabilității metodelor. În 1980, Ananda Chakrabarty, inginer genetician la General Electric, a dezvoltat o bacterie derivată din gena Pseudomonas, capabilă să descompună petrolul brut. El a propus utilizarea acestei bacterii în vederea bioremedierii scurgerilor accidentale de petrol. Acesta a fost momentul de referință în dezvoltarea biotehnologiei moderne. Biotehnologiile vin în sprijinul creșterii continue a consumului resurselor existente. Biomasa trebuie astfel să se substituie petrolului ca sursă de energie, dar și ca materie primă pentru producerea unor intermediari în industria chimiei organice. Totodată, biotehnologiile vin în sprijinul economisirii energiei și găsirii unor soluții optime pentru reciclarea și reutilizarea deșeurilor, contribuind astfel la reducerea poluării mediului și în același timp la o creștere a profiturilor. Folosită în mod corespunzător, biotehnologia asigură de asemenea un mod de mediere eficace și sigur a sistemelor contaminate, apă, sol, aer. Spre deosebire de alte domenii ale biotehnologiei, în care ingineria genetică joacă un rol cheie în crearea de microorganisme vii, principala preocupare a biotehnologiei mediului este aceea de a asigura integrarea noilor structuri biologice create în sistemul ecologic, fără a-i altera echilibrul. Biotehnologia este utilizată în prezent ca o soluție alternativă de decontaminare, venind în sprijinul reducerii impactului metodelor tradiționale de decontaminare asupra mediului înconjurător. Un proces de depoluare în domeniul biotehnologiei mediului parcurge mai multe etape. Stabilirea scopului tratamentului dorit prin eliminarea unei hidrocarburi specifice sau printr-un proces de denitrificare. Identificarea condițiilor de mediu în care se va desfășura procesul. Identificarea efectelor inhibitoare sau activatoare ale diferiților compuși sau ale diferitelor categorii de microorganisme existente sau care se pot adăuga pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a procesului de depoluare. Tehnicile de imobilizare a structurilor microbiale și de cultivare a acestora sunt utilizate în biotehnologiile mediului cu aceeași pondere ca în procesele farmaceutice, diferențele constând în modalitățile de adaptare a tehnicilor pentru obținerea unui raport eficiență-cost optim pentru utilizatori. În plan european, există o politică de susținere a dezvoltării biotehnologiei verzi prin identificarea activităților de cercetare în domeniu, precum și prin promovarea competitivității. Biotehnologiile mediului oferă soluții eficiente din punct de vedere al costurilor, apte de a rezolva probleme de remediere și protecția mediului, ce marchează începutul secolului 21, însă acestea devin cu adevărat eficiente numai dacă în utilizarea lor se au în vedere caracteristicile biologice ale biosistemului în care sunt aplicate. Bio înseamnă viață. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.